Ok, hai repede că ne-am pierdut urma, haide, haide. Da, mergem aici în orașul ăsta. Ai mască la tine, ai mască la tine? Eu îmi pun masca că poate mă văd și mă recunosc. Hai repede să căutăm un loc unde să ne ascundem. Uite aici o casă părăsită, cred. Cred că să fie un loc bun unde să ne ascundem. Da, cine ar căuta într-o casă părăsită? Eu n-aș căuta, sincer. Exact. Mamă, dar am scăpat la ultima secundă acolo. Da, deja mai aveam puțin și ne prindeau. Exact. Trebuie să avem grijă, trebuie să stăm așa mai ascunși. Aici o groapă și două paturi. Wow, perfect pentru noi. Mamă, și nimeni nu se ne vadă aici. Cred că dacă trece poliția pe aici, ne băgăm în groapă. Ne ascundem, da, toată, ne ascundem. Și facem liniște. Exact. Bună ziua, domnilor! Un copil! Copile, pleacă de aici! Ce faceți voi aici? Pleacă de sunt periculos! De ce ai încuțită mână? Ți-e tare încuțită mână! Alcă-i copilul ăsta! Bă, puștule, pleacă de aici! Ne-a găsit un copil, acum sigur ne... Băi, nu, ștaci! Ia să vedeți ce să-i s-a să furăm! Doamne, nu, copilule, fă liniște, copilul nu mai țipa! Ia uite, am furat o imagine, ia uite! Ce-i fata asta? Ce-i fata asta? Ce-i fata aia? Nu știu, e urâtă, nu știu, dar ești din gură, fă liniște! Da, e urâtă, chiar e urâtă! Nu poate că... Da, pentru că vine babau! Ce incestul ăsta aici? Sunt chestiile noastre. Chestiile voastre. Poți să le iei, poți să iei și tu, poți să te costumezi ca noi. Nu, ai grijă, ușor. Ok, ai grijă, ușor cu el. Și dacă vreau să dau în ăsta. Nu, în el nu, uite, trebuie să dai în cineva care e îmbrăcat în albastru și are un fel de insignă pe costum, da? Adică clovn sau ce? Nu, polițiști, sunt oameni răi, să știi. Polițiști? Da, sunt oameni răi. Stai, polițiștii nu cumva pun la închisoare oamenii răi? Adică... Nu. Nu e așa era? Nu, deci sunt... Polițiștii sunt foarte răi. Buni. Da, adică uite, vezi... Sunteți hoți, adică eu asta știu că voi sunteți hoți. Nu suntem hoți, se pare că suntem hoți. Nu sunteți hoți? Adică uite, arăt eu a hoț. Ai, ești o fată, credeam că ești băiat. Da. Da, deci noi nu suntem hoți, ok? Suntem niște oameni cum se cade, ne pasă de toate chestiile din oraș, deci polițiștii sunt oameni răi, ok? Păi și vreau și eu să fiu om cum se cade ca voi! Da, Vrei? Cum să avem grijă de un copil? Da, vrei să fii exact ca voi! Ok, vrei să fii ca noi, ok? Da, să fiu ca voi, ce? Ok, hai să semeni cu noi. Costumul, ce tare, ia să-l pun pe mine, ia, bam, 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 o, vai, masca, cam mare, dar ok. Super, acum seamănă cu noi, dar arăți bine. Vezi că arăt frumos, uite, și acum ce facem noi, ce trebuie să facem păi, acum? Păi, trebuie să ne ascundem, practic, pentru că am scăpat. Să ne ascundem? Pentru că suntem urmăriți. De oameni urmăriți răi, de polițiști, de atâta. De oameni răi. Da, trebuie să ne ascundem. Ok, să ne ascundem, dar ce-n ăsta? Ăsta e blocat, vedeți că e o comoară, cred că asta e comoară. Ce tare, cum îl spargem pe ăsta? L-ai deschis? Cum ai putut să-l deschizi? Da, e o treabă a hoților, tu încă n-ai învățat, dar o să te învățăm. Păi, dar vreau și eu să învăț să deschid cu ufere. Încă nu, ești prea mic. Dar nu plânge, șt, taci din gură, taci, nu plânge. Doamne, ne aude poliția din cauza lui. Deci noi suntem căutați, păi stai mă că suntem... Păi nu, unde sunteți mă, băi, aici hoții. Vai de mine, ne dă de gol. Nu mai țipa, nu mai țipa. Stai bă, mă, nu mai țipa, pentru că o să ajungi cu noi în spatele gratilor. Păi de ce să fim acolo? Poliția trebuie să intre acolo, nu? Că ei sunt tăia răi. Da, ei sunt tăia răi, dar... Da, hai să mergem înapoi, zic eu. Până nu vin și ne văd. Bine, cred, dar vreau să fac ceva că m-am plictisit. Ce vrei să faci? Vreau să... Nu știu, ce fac hoții? Păi, ok, deci vrei să înveți... Oh, nu, veniți! Veniți repede, repede, veniți! Ce se întâmplă? Unde să vin? Veniți, la mall, poliția, la mall! Vino aici, Unde? La mall? Vino aici! Ce să mă? Acum sunt aici, ce se întâmplă? Erau polițiștii la mall, ne caută! Păi, ia stai așa, că știu ce fac. Uitați-vă, ce faci? am un plan, doar uitați-vă. Nu, nu-l cunoaștem pe copil. Eu ies să ne mutăm casa. Poate ne părește. Hai să ne mutăm casa. Hai să ne mutăm. Fai, unde să ne mutăm? N-avem unde. Doamne. Poate...
Ba dar ne mutăm la ceva în casă, dar hai să vedem ce zice copilul ăsta mic, chiar mă îngrijorează, că poate le zice ceva la polițiști. Doamne, și dacă ne prind? Nu știu ce-i fac la copilul ăsta. Uite-i! S-au dus la casa aia. Deci nu pot să zic că s-au dus la casa aia abandonat. O să vorbește cu ei. Da, am înțeles că voi urmăriți pe cineva acum, nu? Aoleu, nu! Nu trebuia să-i spunem nimic! Niște da. Urme... Chiar urme niște... de ce? De sânge! Opa! Da. Cred că am uitat să-i spun și că am făcut și, ceva crime. Și ce mai era pe acolo? Erau cumva niște cuțite? Nu le-am găsit. Da. Erau? Sau și ceva? Nu știu. Nu, 100% nu. Dar ce e asta? De unde am asta? Nu, 100% nu. Aoleu. Nu, o să mă întorc la familia mea înapoi. Nu. Sunt pe aici. Sunt... Păi nu se ducă la casa aia abandonată. O să-și dea seama că stăm acolo. Ne-am pus toate lucrurile acolo. Au plecat? Opa, vor să-l urmărească. Copilule! Pst! Mă, ce le-ai spus? Au zis că zis? Voi ați făcut crime. Nu e adevărat, nu e adevărat, e cuțitul pentru un și pentru gem. Deci, voi în tot acest timp m-ați mințit și dar voi sunt niște criminali răi. Nu e adevărat, nu e adevărat. Suntem familia ta de acum. Așa au văzut sânge și că urmați, nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu n-am zis nimic, dar nu e frumos să mințiți, adică dacă zic dar copil să mințit. Înseamnă că sunt și tantalău. Nu am mințit, ok? Ba da, ăsta a zis că să nu le spui, deci înseamnă că am avut dreptate. Nu, să nu bine. Le spui unde păi stăm. Ce ai făcut? Pe ce am făcut? I-ai aruncat masca sau nu știu ce ai aruncat. N-am aruncat nimic, tot. Nu era masca. Masca mea, unde uite sunt aici, hainele? Uite, vezi pe cap masca și mea. Și cuțitul? Uite aici, aici sunt hainele. Și cuțitul, uite aici, eu n-am zis nimic. Am auzit ceva de amprente, ce amprente caută? Nu știu, am auzit pur și simplu faptul că au găsit niște cuțite și sânge. Aoleu, ce ai făcut? M-ai lăsat deci, în urmă cuțite? Deci, clar, voi sunteți responsabili. Dar trebuia, nu, cred că sunt, să știi că sunt și alți hoți în oraș, nu suntem doar noi, adică... Poate au făcut-o nu alții. Nu ai încercat să mințiți, eu știu că voi ați mințim. Făcut, dar puteți să spuneți pentru că mie oricum îmi place chestia asta. Oh. A, îți place? Ok. Da, adică de ce nu m-ați întrebat din prima, în loc să mă ocoliți cu minciuni, cu că poliția aia are și știu foarte bine că poliția e bună, dar nu îmi prea îmi place poliția. De unde știu toate astea? Păi se schimbă lucrurile astfel. Ok, atunci super, wow. Dar știi unde s-au dus? Da, le-am zis, cred că sau nu mai știu să... Da, vreau să furăm. Vrei să furăm? Dintr-o casă. Dintr-o casă. Să facem ceva ilegal. Ok, tu alegi casa. Eu aleg casa? Ok, fii atent, deci... În timpul în care eu am mers prin tot orășelul ăsta, am văzut o casă mare, albă, care are două etaje și cred că știi la care mă refer, nu? Este o casă mare cu două etaje și albă și are un panou cu un băiat și o fată care cred se este pupă. Mă, ce? Da. E pe dreapta, pe dreapta acolo, e pe dreapta nu în e asta? Capăt de tot acolo. În capăt? Nu. Nu, e mare, aoleu. E mai mare. E la ăla cu nasul umed. Aia. Ăla cu nasul umed, sau? Mă, ce? Da, aia albă. Fiți cu ochii în patru, aia mare de acolo, uite aia. Da. E un... Uite aia. Cu afișul ăla acolo. Da, cu nasul umed, da. Nasul umed, dar de ce zici așa? E prietenul tău cumva cu noi? Nu, e prietenul meu. Ah, deci putem să-l jefuim atunci, yay! Băi, poate a fost... Asta, cred că e sângele de care se vorbea, săracu... Deci persoana asta de aici a fost asasinată sau ce? Ne închideți ușile, băi! Carne, ok, începem să furăm carne. Ce s-a întâmplat cu el? Hai să furăm, ce e pe aici? Mamă, ia uite câte chestii! Ia uite! Yay! Numai jucării oare, jucării peste tot! Faceți liniște, că poate ne aude cineva! Liniște, ok. Liniște! Păi, dar unde e ăsta? Doamne, ce poze urâte. E
Ai găsit ceva? Cred că n-am ales pe cine trebuia. Cred că e gol. Aoleu. Dar nu e nimic pe aici în casa asta. Uite, da, se pare că e gol. Aici a fost crima. Aici a fost crima. Aici a fost crima. Ok, se pare că e gol, trebuie să plecăm de aici. Ok. Să plecăm. Am spus în liniște. Aoleu. Haide repede acasă, repede. Hai că ți-am luat jucările. Uite. Hai de acasă. Da, dar nu, stai puțin, fato. Băi, poliția în spate, poliția în spate. Poliția, poliția în spate. Pune-ți masca aici, nu ți-ai pus masca, o să am pus, am pus, o fugi, fugi, fugi. Du-te, fii atent, hai să ne ascundem aici, ne ascundem aici. Hai, repede, repede, repede. Ce? Aoleu, i-am auzit. Repede, repede, repede. Fugi. Unde vă duceți, mă? Ce faci, mă, copile, aici? Eram sigur că știi informații. Mamă, era plecat copilul ăla cu ei. Mamă, dacă îl duce la sexy și îi pune Nu știu ce să mai facem cu el. Mamă, sper să nu ne dea de gol. Atâta sper. Nu prea am încredere în copilul ăsta. Și ce facem acum? Nu știu, să-i urmărim. Haide. Dacă-l bagă la audieri, sunt chiar nebuni. N-au cum să ia vorba lui drept dovadă. N-au cum să ia în calcul vorba unui bebeluși. Stai pe aici. Închisoare? Nu. Mă, ce-l duce la închisoare? Da, acolo oamenii răi, sigur, da, exact. Păi să-i intre la noi în biro sau? Hai repede, am frăit și am trimis dealer și am aflat multe informații în primărie. Păi credeți că e ceva ce putem să furăm aici? Nu, așa cred. Primarul e bogat. Vedeți că le-am dat cuțitul. Ce ai făcut? Că trebuia pentru planul meu, că nu mergea planul. Era cuțitul meu ăla. Planul a fost că gen m-ați văzut și mi-ați dat un pumn, așa că dacă vă prind o să intrați și mai mult în Buculuc, să știți. Că o să te luăm cu noi. Un bebe. Dar are amprentele. Păi nu, erau amprentele mele alea, să știți. Ia uite ce aici. Cuțitul ăla era ce aici? Mamă, luați tot ce puteți. Care a bătut mă din clopot? Tu nu mai faceți gălăgie că vin, ia, o să vin mă, aici. Fără gălăgie, fără gălăgie, ce mai e pe aici? Ia să mergem sus. Cred că e gol aici. Du-te repede, e gol pe aici? Unde sunt? Vin aici? Încet, să fața primării, încet. Uite, e un crit aici, vedeți? Trebuie să ghicim codul. Of, nu-l știu. Mă, ce cod e ăsta? Cred că e ceva foarte scump aici. Taci din gură! Cârcanilor! Bă, nu! Taci din gură, mă dai de gol. De ce ai făcut asta, Oana? O merită. Da, dar noi trebuie să ghicim codul aici. Și o venit, a venit. Vin. Bă, ce? Stai! Îmi meri codul. Cod? Eu am deschis sau tu? Eu. E 2727. Mă, ce? A, 2, ia. Ia, vezi ce e acolo, vai, deci o să rămâi uimit. Oh my god. Ia tot ce vrei, tot al tău. E în orașul aici, chiar ca să-i rezerva primarului. Ia să mergem pe aici să vedem. Oare l-au prins pe ăla? Păi nu știu dacă l-au prins. Chiar dacă l-a prins, ne-am dus la fund. Hai să sărim. Oh, ok, nu, că lăsăm pe el în urmă, dacă ea e, ne lăsăm 2, e ok. Hai să vedem, trebuie să mergem acasă să punem aici în chesturile alea, ok? Da. Că aia e casa noastră de acum. Sper să nu fie aici. Ia, sunt aici? Nu sunt aici, ok, fii atent, vreau să punem în ăsta de aici, uite, în ăsta pun tot, ok? Am pus tot în ăsta. Ok.
Chestia e că îmi trebuie un cuțit, mai vreau un cuțit. Uite că mai ai un cuțit aici, perfect. Da, din păcate ai dat pe celălalt. Da, dar n-avem ce să fac acum. Oricum avem diamante pe zonă, câte cuțite vrem noi, adică nu e nevoie de altele. Trebuie să-l ajutăm pe celălalt să luăm înapoi. Unde o fi oare? Ia stai, am eu un plan. Planul meu o să funcționeze. Eu o să mă duc așa, doar că oare l-au prins sau ce se întâmplă? Nu știu, o să vin și eu ușor în spatele tău. Dar vin în spatele meu și fii atentă, dacă e ceva, o să le zic că m-ai răpit și că sunt o statică tău, ok? Ok, cred. Dar le spui că te-am prins acolo și am trimis acolo în turn. Ca să câștigăm mult timp. Exact, da. Da, Oana, uite la colegii străzii, l-au prins. Vai de mine, ok, du-te. Fii atentă, am o idee. Deci tu să ai cuțitul pregătit, o să le zic că te-am văzut pe tine și că dormi într-un loc. Ok. O să rim pe un singur polițist, că probabil o să lase pe unul în urmă și îl batem, ok, îl batem. Da. Oh my god, copilul ăsta e malefic. Păi, ce-ai făcut? Cum ai scăpat? Am făcut un plan cu ăsta mic, o să spună că dorm undeva și să vină cu celălalt și să-l batem, să-l omorâm. Eu am zis că e Halloween. Doamne ferește, nu pot să cred că... Doamne, ce polițiști, fraieri! Bă, cred că nu mai vine, hai să vedem. Opa. N-o să-l caut. Haide, vino. Vino. Vestea bună este că am scăpat și planul meu a mers, dar vestea proastă e că o să fiu urmărit, tu să știi. De ce? Eu. Că din păcate i-am scătuie și la care mi-ai dat castana din greșeală. Băi, și... Doamne. Da, adică sunt cam... ești cam urmărit, să știi. Trebuie să ademenim pe unul dintre ei aici. Să... Mamă, chiar că să-i ademenim și după să... Ok, fiți atenți, o să-i zic că... L-am văzut pe unul și unul într-o parte și eu să-i scripuiască, probabil. Exact, și fii atentă, am o idee. Ai putea să fii că l-ai văzut aici jos. Și prindem aici. Băgați-vă, fiți atenți, veniți-ncoa. Unul o să stea în colț și altul în celălalt colț. Și o să-i răpim pe amândoi. Puneți aici, fiți atenți, voi când mă duc eu acolo, voi puneți un scaun. De fapt, două scaune și cu lațul, ok? Stai. Uite, e aici jos, uite. Aici. Aici, da, aici, ai uite aici. Ești prins. Aici. Ce? Te-am prins. Pune-te pe scaun acum. Pe scaun acum. Așa. Lasă-l jos. O să vină și prietenul tău curând. Așa, îl iau eu pentru că mă duc să le iau și pe ăla. Dă-l încoa. Uite, ăsta e un fost coleg de-al tău. Voi stați cu polițista că vin imediat cu ălălaltul. Da. Ce-am făcut? Nimic. Acum este parte din familia noastră. Așa că nu mă enerva. Ce familie e asta, mă? De ce aveți? Cum adică? Ce ați făcut? Ce-am făcut? Nimic n-am făcut. Încă. V-am văzut la casa lui Zenit. I-ați furat cumva ceva? Nu, era palit. Ce se pare? Nu aveam ce să furăm. Dar am furat de la primărie. Ceva cu tine, piticanie. De la primărie. Au! Dacă-s fleanca polițistă. Nu s-a dus, mă, piticania. Taci, mă. Costum de Halloween. Va păcăli bine. Opa. Unde? Vino. Aici jos. Vino cu uite, aici e colega ta. Opa, te-am prins. Pe scaun imediat, pe scaun acum. Pe scaun. Păi, ce ai făcut? Eram sigur că știe ceva. Copilul ăsta. Costum de Halloween. Ce faceți, mă, polițiștilor aici? Ce faceți, băi, bine la căldurică aici? Cum e treaba, a? A ales că am partea proastă, sincer. Da, exact. Partea proastă? Păi ce să facem noi acum? Noi acum cât voi sunteți aici, în primul rând o să fac asta. Păi în primul rând trebuie să-ți urmări general acum, nu? Bă, nu prea îmi pasă, pentru că voi stați aici pentru o răsă. Nu prea are cine să ne dea în urmărie generală, pentru că voi sunteți aici. Exact. Și vreau să vă mai spun o chestie, că noi acum o să jefuim banca, să știți, banca o să jefuim. Exact, deci... Și cred că o să vă cam un grup de vii. Copile, nu-i bun, nu-i bine ce fac ăștia, deci te iei după ei. Ba, e foarte bine, uite, vezi, nu-i place. Nu mai comenta că dau cuțitul. Au, nu. De ce îți place să faci asta? Că e distractiv, adică e mai distractiv decât să fiu polițist. Adică ce fac polițiști? Stau toată ziua și nu fac nimic, pierd vremea. Da. Mi-e place să jefuiez. Hai să jefuiez. Deși ăsta cu teizul. Păi dacă ești... De-te, mă.
Dacă ești aici, ai făcut ceva lui prietenul meu? Păi dacă faci mișto de amândoi. Au. A, dai cu cuțitul, dai cu cuțitul. Gata. O să fiți îngropați de vii. N-ai cum să scapi, degeaba încep. Nu scăpați. Aici n-ai cum să scapi. Mai da în copil. Ai dat în mine? Nu mai da în mine, că zic un bebe și o să pângă. Da, nu vă mai pasă acum. Da, fraier, e bine rău. Nu vă mai pasă, nobilor, sunteți niște nobi. Păi încă puteți să aveți grijă de mine, dar știți în ce ipoteză puteți să aveți grijă de mine? Să stați aici pentru restul vieții voastre. Da. Da, o să ieșim multe oameni aici. Hai, eu zic să îngropăm de vii. Ok, bine, hai să mergem. Să îngropăm de vinul, lasă aici, lasă aici, să ai bea aia, lasă să ai bea aia, dar o să mergem să ce fui bani. Pa, pa, să vă mănânce pe îngenii. Doamne, cum scăpăm. Mamă, de-abia ce îmi place. Păi, deci pe lângă faptul că am luat multe diamante, o să luăm și bani. Ia să vedem aici bani. Băi, e gol. Ăsta e închis ăla. Uite aici, mamă. E închis și ăsta. Ok. Păi, dar aici a fost gol. Nu pot să cred. Ăsta este... Aoleo, nu e bine. Păi fii atent, am o idee. O să-l jefuim, deci îl luăm pe ăsta. Mamă, ce greu e, luăm pe ăsta și să-l spargem. Okay. Haide, veniți după mine, veniți după mine. Îl spargem, uite, aici în spate, aici în spate, uite, aici, perfect. Și tu, ai că tu ești experta, nu? Da, normal. Ia, vezi aici, descuiat pentru voi toți. L-ai deschis? Oh, mamă, câți bani! O să ne îmbogățim! Mamă! Fiți atenți, fiți atenți, pe ăsta l-ascundem aici prima dată, pentru că mergem să le luăm și pe celelalte, ok? Hai, da, hai, eu zic să le facem în bancă, direct, hai să le facem în bancă. Da, hai direct aici. Și, uite aici ai un crate, ok, bă, stai, ai grijă, te rog, că mă lovești. Ok, ăsta e deschis, ăsta e deschis, care mai era închis, parcă... Asta, da. Astea două. Ok, fii atentă, deci luăm pe ăsta, îl punem aici. De aici? Mâinile sus! Ia, gata, mă, ai mâinile sus. Aruncați tot aici. Am ăsta, nu mi-e frică să-l folosesc. Am ăsta și mi-e frică să-l folosesc. Fugi, fugi, lasă. Fugi. Arme. Nu. Aruncă teaser acum. Nu. Banii noștri. Lăsați să scape, vă rog, lăsați să scape, că-s prietenii mei. Prietenul meu. I-ați făcut rău. Oh my god, nu pot să cred. Copilașul. Uite, ești legat de scaunul ăsta. Da-ți alea jos. Deocamdată. Dar nu trebuia să-i faceți rău. Era prietenul meu. Da. Și cel mare unde e? S-a scopit lui în pace. Nu, fugi, nu! Doamne, arunca...